Bună ziua și bine v-am regăsit la Transilvania la zi. Ne aflăm în aeroportul internațional Avram Iancu din Cluj-Napoca, nu pentru a ne lua zborul spre țări de soare pline, ci pentru a vă prezenta un fragment din istoria aeronauticii din Transilvania. Dacă aveți drum la aeroportul din Cluj-Napoca sau pur și simplu sunteți curioși să veniți aici, să știți că nu veți regreta, deoarece veți avea parte de o adevărată lecție de istorie în ceea ce privește evoluția aviației pe plan național, dar și mondial, în cadrul unei expoziții inedite, ce cuprinde fotografii, documente, desene, dar și machete ale unor aparate de zbor. Haideți să vedem pe scurt despre ce este vorba. Expoziția cuprinde 400 de fotografii, dar și machete care reprezintă o adevărată lecție de istorie a aviației civile, începând de la Conrad Hans, Traian Vuia, Aurel Vlaicu și terminând cu Dumitru Prunariu. Reunește 26 de machete, începând cu avionul lui Traian Vuia, Liliacul, cu Vlaicu 1, 2 și 3, avioane, elicoptere, planoare care au fost realizate de IAR Brașov. Avem imagini relevante despre istoria aeronauticii din Transilvania, începând de la Conrad Haas, Ioan Stoica, Traian Vuia, Aurel Vlaicu. Expoziția Istoria aeronauticii din Transilvania este organizată de Asociația Română pentru Propagandă și Istoria aeronauticii Cluj cu ocazia Zilei Internaționale a Aviației Civile. Sunt machete statice și care au rolul de a prezenta, și asta este foarte important, fiindcă un aeromodel poți să-l mai faci în toate felurile, important e să zboare. Că îi pui cum e acum un motoraj din ăla și el bâzie și zici că este Vlaicu 2. Prin aceste machete statice noi am urmărit să respectăm proiectele lui, de aia am făcut mereu apel la schițele care le-a lăsat Vlaicu. Pe viitor se dorește înființarea Muzeului Aeronautic al Transilvaniei. Este a doua expoziție care o organizăm aici și o să ne pună la dispoziție un perimetru, am solicitat aproximativ 9.000 de metri pătrați. Sperăm ca treptat să putem oferi copiilor clujeni, dar nu numai, posibilitatea vizualizării unor modele și aeronave din România. Expoziția va fi deschisă până în 29 februarie în corpul de legătură dintre cele două terminale de pasageri al aeroportului. Am revenit cu picioarele pe pământ și îi am alături de mine pe domnii David Cicio, directorul Aeroportului Internațional Avram Iancu din Cluj-Napoca. Bună ziua! Bună ziua! Vă mulțumim că ne-ați primit. Mulțumesc acasă pentru invitație. La dumneavoastră. Și, de asemenea, pe domnul capitan comandor de aviație în rezervă, Laurențiu Buzenchi, președintele Asociației Române pentru Propaganda și Istoria Aviației Cluj. Bună ziua! Bună ziua! Domnilor! Suntem într-o expoziție nemaipomenită. Felicitări pentru această expoziție și vă rog frumos să mă ajutați să depănăm un pic filele istoriei și să vedem ce aveți aici expus. Prima dată, cât de importantă este această expoziție găzduită de către aeroport? Ca gazdă noi aeroportul, dorim în primul rând să-l felicităm pe domnul comandor Laurențiu Buzenchi, care a avut această inițiativă și a făcut un efort deosebit împreună cu colegii dânsului. Ne bucurăm foarte mult pentru că România are o tradiție deosebită în privința aviației civile și aviației militare, dar și Clujul are o istorie foarte bogată. Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj, data oficială este 1 aprilie 1932, dar zborurile au fost începând cu 1918. Legat de expoziție, l-aș invita pe domnul comandor Laurențiu Buzenchi să spună detalii. Vă rog, domnul comandor. Gândim această expoziție de mai bine de un an de zile
și prin generozitatea Aeroportului Internațional Cluj și personal al domnului director general David Ciccio, am reușit o a doua expoziție în această incintă. Am mai avut una Aviația Română Contemporană, care a avut un mare succes, peste 200.000 de vizitatori. Această expoziție se dorește a fi nucleul viitorului Muzeu Aeronautic al Transilvaniei. Aici există argumentația necesară și suficientă pentru autorități, pentru cei de care depinde acest viitor muzeu, să ia o decizie. O să-i avem alături și pe aceștia, o să vorbim despre acest lucru în a doua parte a emisiunii, dar până atunci, haideți să vedem, să începem cu începutul. Pe cine prezentăm? Exact, da. Începem de la 1529 cu Conrad Haas, continuăm cu Grigore Pintea, 1703, cu zburătoarea lui, apoi Ioan Stoica, cunoscut ca haiducul zburător, da? Cel care și-a învățat haiducii să zboare, cu țundrele, spuneați așa, da, în da, arhivele da. Din Baia Mare există documente prin care atestă acest zbor, fiind plângerile sătenilor din zonă, care ziceau că le distrug holdele zburătorii. Da, continuăm cu Ioan Stoica, 1881, Astra Sibiu a prezentat niște machete, o machetă de aeronavă, o machetă de elicopter. În 1901 el a și zburat cu planorul lui. Există o continuitate în zonă pentru că se pare că proiectele lui au fost preluate de Aurel Laicu și care le-a desăvârșit. Vorbim și despre rectorul Universității din Cluj, care la 1896 a fost rector al Universității din Cluj, Marton Lajos, și care a realizat și a experimentat aripa plutitoare. Da, un aparat individual de zbor. Deci avem niște priorități până în acest moment. Continuăm cu 18 martie 1906 cu Traian Vuia, cu zborul lui de la Montesson. N-aș vrea să uităm faptul că în 1903 el și-a brevetat deja invenția și că a solicitat... În Franța, da? Da, s-a prezentat în fața Academiei franceze. Și a și solicitat Academiei franceze un sprijin. Trebuie pe care să spunem nu l-a primit, asta, pe care nu l-a primit, păcate. Din păcate, dar el a demonstrat după 3 ani că poate să zboare cu acest avion și primul zbor cu mijloace proprii de bord l-a executat el. A primit ajutorul, trebuie să spunem, britanicilor, da, pentru realizarea aparatului și a familiei Briticeanu, așa. Și a diasporei române de la Paris. Motorul și l-a făcut în Anglia, într-adevăr. Motor foarte interesant, de concepție proprie, cu anhidridă carbonică, care nu funcționa decât 12 minute, dar suficient ca să îl înalțe și să deschidă el un deschizător de drumuri, de altfel. Aveți și o machetă a acestui aparat de zbor, da? Liliacul? Da, da, este cunoscut Liliacul, Vuia 1, foarte interesant. Pentru forma pe care o are, că eram interesată de ce e liliac, așa arăta. Da, din asta s-a inspirat. El a gândit și a realizat acest automobil zburător, așa s-a numit la origine, pentru că noțiunea de avion încă nu exista. El este un deschizător de drumuri în acest domeniu. Traian Vuia, de altfel, o personalitate multiplă. El a creat și elicoptere cu tracțiune umană, dar și cu motor. A creat și o turbină foarte sofisticată, care este folosită, principiul turbinei concepută de el este folosit acum la aeronavele moderne. Trecem și trebuie să spunem da? Că a fost un om foarte modest. Foarte modest, vreau să citez ce spunea Traian Vuia. Eu nu am căutat niciodată gloria, fiindcă știu că gloria pierde adesea pe om. Eu nu lucrez pentru gloria mea personală, ci lucrez pentru gloria geniului uman. Ce importanță are cine a făcut aceste lucruri? Important este că ele există. Da, impresionant. Impresionantă modestie. De altfel, tot cu modestie a cerut autorităților române de la
din anii 50 să-l lase să vină în țară, pentru că el era stabilit la Paris, să-l lase să vină să moară în țara lui. Și s-a întâmplat în 1957, la foarte scurt timp el a trecut în neființă. La București și a murit fără a avea în preajmă pe cineva din familie. Din păcate. Din păcate. Ei bine, trecem la Aurel Vlaicu. Aurel Vlaicu, un performer, 17 iunie 1910, primul zbor cu un avion de concepție și realizare românească, care multă vreme a fost ziua aviației române și cred că cei care o sărbătoresc încă o fac îndreptățiți. S-a mutat pe Sfântul Ilie, care este patronul religios al zburătorilor. Eu cred că 17 iunie era mai nimerit. Este părerea personală. Apoi trecem la Smaranda Brăescu, multiplă campioană europeană, mondială, a deținut titlul de campioană mondială și la bărbați și la femei. O aveți și aici în expoziție, da? Da, în 1932, la Sacramento, a câștigat acest campionat mondial, a sărit de la 7233 de metri. Pe ea o leagă aceste meleaguri, faptul că în ultima parte a vieții a fost urbărită de siguranță, s-a adăpostit aici, s-a călugărit, avem și o poză foarte interesantă cu ea, călugăriță, dar și primind mari onoruri de Casa Regală de România, dar și mari personalități ale lumii i-au apreciat performanțele. Chiar acum telespectatorii noștri o pot vedea în fotografia care o aveți expusă. Să nu trecem așa ușor, deoarece în istoria pe care am urmărit-o, am scos-o, în 1924, domnule director, se vorbește de începerea construcției aeroportului din Cluj-Napoca. Da, în perioada interbelică, aeroportul din Cluj era aeroport internațional. Ne bucurăm că în 1996 s-a reluat această tradiție. După cum menționam, acest amplasament a fost folosit chiar cu începând cu 1918. Tot legat de istorie, aș vrea să completez puțin Hermann Oberth, o personalitate mondială aviației civile, născut la Mediaș, și-a susținut doctoratul la Universitatea Tehnică din Cluj pentru că a fost refuzat la Universitatea Tehnică din München. În acest moment este unanim recunoscut ca o personalitate ce a marcat dezvoltarea aviației civile. În ce privește aeroportul... Și chiar avem aici o machetă, da? Da. În ce privește aeroportul internațional Avram Iancu Cluj, 1932, 1 aprilie, este data oficială a înființării aeroportului civil. 1933 a fost declarat aeroport vamal. Existau zboruri internaționale Cluj-Praga la vremea respectivă. Ne bucurăm că am reușit în 1996 să obținem din nou statutul de aeroport internațional și în acest moment 85% din traficul aeroportului este trafic internațional. De la un an la altul, numărul pasagerilor crește. Și nu oricum, crește așa, fulminant. Am avut creșteri semnificative. Dacă în 1996 aveam 32.000 de pasageri, anul acesta ne apropiem de 1.500.000. Este vorba de o creștere de 50 de ori. Aș dori să apreciez eforturile făcute de Consiliul Județean Cluj și consilierii județeni, care nu numai că au investit enorm, dar au făcut ne-au acordat un sprijin logistic deosebit. În momentul de față avem aproximativ 30 de destinații externe, avem 30% creștere a traficului pe anul acesta. Ne așteptăm de asemenea la creșteri importante, având în vedere că vom avea 7 noi destinații, începând cu 19 decembrie Dubai, anul viitor vom avea companii noi și ne așteptăm chiar în 2017 să ajungem la 2 milioane de pasageri.
bine ar fi. Eu nu aș fi zis că investițiile au ținut pasul cu acest ritm nebun și a numărului de pasageri și de asemenea cu creșterea rutelor, numărului de rute. Și vă propun să vedem un material despre investițiile propuse de către Consiliul Județean aici la aeroport. În maxim 15 ani, aeroportul din Cluj se va dezvolta radical și va avea pe partea de cargo un sistem modern de transport intermodal. Potrivit master planului, până în 2020, aeroportul din Cluj va deveni un punct important de transport cargo din țară. Aici se vor investi în acest sens peste 30 de milioane de euro, se va construi un nou terminal, o cale de rulare, iar platforma existentă va fi extinsă. Și zona de pasageri va fi dezvoltată și modernizată. Cea mai importantă investiție din această zonă se ridică la 52 de milioane de euro. Este vorba despre un nou terminal pentru pasageri, iar cel existent va fi modernizat. Investițiile sunt o adevărată gură de oxigen, spun reprezentanții aeroportului clujean. În primele 6 luni avem o creștere de 28% a numărului de pasageri. În continuare, estimăm creștere și pentru anul viitor. Anul acesta vom depăși 1,4 milioane de pasageri. În 2016 vom depăși 1,6 milioane. Va fi nevoie de un terminal cargo. În momentul de față avem mai mult coletărie și postă. Surprinzător este faptul că proiectul început acum 4 ani de către Consiliul Județean de realizarea unei noi piste de 3500 de metri nu va primi finanțare. Potrivit masterplanului, până în 2030, aeroportul internațional din Cluj va fi legat de gara CFR din Someșeni printr-un tunel. Am revenit în direct la aeroportul internațional din Cluj-Napoca și îi am alături de mine pe domnul David Cicio, directorul aeroportului, și pe domnul vicepreședinte al Consiliului Județean, domnul Vakar Ișvan. Bună ziua! Bine. Și bine ați ajuns! Bine v-am găsit! Salută și ascult și primitorii noștri! Până la urmă, ce a hotărât administrația județeană legată de master plan? Master planul este un act emis de minister, nu este emis de Consiliul Județean. Normal că, ca și orice act, ca și orice proiecție, se poate îmbunătăți. La momentul actual, noi, ca și proiecție împreună cu aeroportul, ne-am dorit ceva mai de viitor, mai cu o viziune, știu eu, cum am văzut istoricul aeroportului, că în câțiva ani a crescut ca și Prâzlea cel Voinic. Ei, tot așa ne gândim că vom crește această poartă a Ardealului, o vom crește la fel de rapid, ne dorim această dezvoltare. Doar și un poate financiar. Da, aici este o problemă, avem nevoie. Dar totodată și este doar vorba și de bani europeni. Aici, da? Aici este acel master plan unde Guvernul României, Ministerul Transportului, împreună cu, bineînțeles, actorii locali, trebuie să prevadă în această proiecție multianuală și niște sume care să dezvolte aeroportul la adevărata valoare. Au fost... Dați-mi voi să vă spun că sunt actori locali care se bâlbuie și care nu sunt convinși de necesitatea acestui master plan și... Pentru această dezvoltare a aeroportului este nevoie de un pic de viziune, de a vedea un pic mai departe, știu eu, de anul 2020, poate. Că nu construim aeroporturi ori pasarela, ori terminalul cargo, ori legătura cu CFR-ul sau cu șoselele naționale pentru 10 ani. Și o construim pentru o viziune de poate 20-25 de ani. Și atunci așa trebuie dimensionată această finanțare ca să ajungem undeva la acea dimensiune. Ei, sunt mulți pași de făcut, știe toată țara câte bulversări au fost și în Consiliul Județean. Sunt viziuni diferite, dar eu sunt ferm convins că se va ajunge și toată lumea... Și mai vin și alegerile și se toată lumea va trebui să ajungă... deliberativul și să sperăm că o să aibă o viziune nouă. Toată lumea trebuie să ajungă la un acord comun și la acordul comun trebuie să susțină dezvoltarea acestei porți, fiindcă am văzut, așteptăm de 25 de ani acea celebră autostradă care încă vine de nicăieri, duce nicăieri, este doar o centură a Clujului.
dacă va trebui să mai așteptăm încă poate dublu pentru aeroport, nu cred că este foarte bine. Aeroportul a făcut prin investițiile Consiliului Județean și, bineînțeles, cu managementul de aici, a făcut mult mai mult decât a reușit să facă administrația centrală pentru, știu eu, pentru transportul din această zonă. De aceea noi trebuie împreună să luptăm. Este un aeroport internațional, este o poartă regională și astfel trebuie privite lucrurile. În topul aeroporturilor din România, Clujul se situează după București. Suntem pe locul 2. Ne bucurăm că am reușit să obținem această poziție. Dacă în 2004 aveam 150.000 de pasageri, ne bucurăm că viziunea prezentată a fost aprobată de Consiliul Județean Cluj. La vremea respectivă, noi am estimat și ne-am așteptat la peste 1 milion de pasageri. Consiliul Județean Cluj a aprobat niște proiecte majore de investiții. Este vorba de noile terminale, noua pistă, extinderea platformei. Pentru că am analizat ce se întâmplă în Europa, am anticipat ce se întâmplă după ce România se va integra în Uniunea Europeană. Din acest motiv, suntem convinși că nu se va bloca în acest moment dezvoltarea. La fel, în momentul de față ne trebuie piste 3500, trebuie transport intermodal. Consiliul Județean Cluj a dovedit o capacitate și viziunea de a merge înainte. Ne bucurăm că ne-am consolidat ca al doilea aeroport al României. Timișoara, pe locul 3 în momentul ăsta, are spre 800-900 de mii. Noi ajungem la 1.500.000 de mii. Deservim întreaga Transilvanie, chiar într-un mediu foarte competitiv. Să știți că există o foarte mare competiție între companii aeriene, între regiuni, între proiecte. Tocmai din acest motiv nu trebuie să întârziem cu proiectul de transport intermodal. Pentru că suntem la sfârșit de an și se face bugetul pe 2016, nu, domnule vicepreședinte? Cât se va aloca aeroportului? Cât s-a prevăzut? Noi suntem încă în perioada de conturare a acestui buget. Sigur, acele cheltuieli pe care trebuie să le mai susținem pentru devierea Someșului, pentru continuarea pistei de 3500 de metri, trebuie cât de repede să le prindem și, bineînțeles, cofinanțarea la acea viziune pe care o putea avea Ministerul și în acel master plan se va face finanțarea multimodalului sau în orice denumiri, cum îi se poate spune. Doar să se facă. Doar să se facă prevedem undeva într-o finanțare multianuală, că nu se va face anul viitor, nici în 2 ani, nici în 3 ani, fiindcă este o investiție pe termen lung. Noi trebuie să susținem constant această investiție. Aceste neconstanțe, aceste, știu eu, bulversări, nu fac bine nici chiar mediului concurențial de care spune și domnul director, deoarece poate că acei concurenți pe care îi avem în acest areal de în jur de 700 de kilometri, avem foarte multe capitale cu potențial mare de dezvoltare. Noi trebuie să vedem și această parte de concurență pe care o avem. Bun, vorbim de o piață concurențională unde Uniunea Europeană definește foarte clar termenii în care se pot face investiții, dar în aceste termene noi trebuie să fim constanți și trebuie să susținem dezvoltarea cât ne permite legea. Poate o să fiți mai deschiși și pentru turiști, deoarece este o mană cerească, nu? Fluxul de pasageri care vine aici pe aeroportul din Cluj-Napoca sunt turiști din Europa, din toată Europa. Am înțeles că britanicii acum au o afinitate pentru orașul nostru și poate o să-i întâmpinați, o să fiți prezenți cu ghizi, da? Cu proiecte, propuneri de a vizita obiectivele din județul Cluj, obiective turistice. Nu să fie lăsați așa de busolați și atunci fiecare la hotel și restaurant și nu mai văd nimic în județ. Cum bine știți, avem acel proiect de centru turistic al județului, care este un proiect european, unde avem și un număr de 6 angajați care
fac această muncă de ghizuit este net inferior față de cerințele care sunt deci nu se vede, în această metropolă. Știu, dați-mi voie să vă spun acest lucru. Dar până la acest moment, la cât personal avem, deocamdată asta s-a putut face. Chiar și această idee a acestui muzeu al aviației, tot în asentimentul aceleiași primiri călduroase pe care oricum avem această, știu eu, această sintagmă a celui mai primitor oraș pe care am câștigat-o și ne mândrim că a câștigat Clujul această, știu eu, etichetă de care trebuie să ne ținem și trebuie să o creștem, să o folosim pentru beneficiul serviciilor care sunt în Cluj, fiindcă trebuie să recunoaștem orașul, municipiul Cluj-Napoca este, pe lângă oraș universitar, este un oraș al serviciilor. Și aici avem toată lumea, absolut toată lumea are de câștigat. Asta a fost și viziunea capitalei europene. Dacă ar fi și conducătorii noștri vizionari și ar profita din plin de acest lucru, asta a fost și viziunea și capitalei europene. De asta finanțăm și primăria și noi finanțăm festivalele ca să ajungem culturală europeană, ne dorim foarte până mult. În 2021, dar am înțeles că preselecția dă semne bune. În continuare, eu am încredere și sunt convins că domnule director, planuri pentru 2016? Pentru 2016 menționam 6 destinații noi, o să avem companii aeriene noi, este vorba de Blue Air care va avea Liverpool și Dublin, sunt noutăți pentru Cluj. Wizz Air-ul va avea de asemenea mai multe destinații, Billund în Danemarca, Alicante, Sheffield, Memmingen, vom avea companii noi pentru marfă, ne bucurăm foarte mult. Terminalul cargo. Terminalul cargo, vom avea o creștere importantă a traficului. Având în vedere ospitalitatea Clujului de care vorbea domnul vicepreședinte, ne bucurăm că fiind o poartă de intrare putem contribui direct la această ospitalitate și 1.500.000 de pasageri anul acesta, să știți că pentru mulți străini este prima intrare în România. Ne bucurăm că avem standard la nivel internațional, ne bucurăm că putem să asigurăm zborurile în siguranță și securitatea aeroportuară. Și este foarte important să continuăm această dezvoltare. Vă mulțumesc foarte mult pentru intervenția de astăzi și mulțumesc că, încă o dată pentru că ne-ați găzduit și mai venim cu drag. Mulțumim foarte mult! De la aviația civilă trecem la aviația militară, deoarece în județul Cluj se află baza 71 Air de la Câmpia Turzii, unde și în acest an au avut loc exerciții internaționale. Exercițiul român-american a început cu un zbor demonstrativ. Doi piloți din Garda Națională Alabama le-au demonstrat ministrului român al apărării și ambasadorului american ce poate face un F-16. În baza de la Câmpia Turzii, imediat după zborul demonstrativ, a venit și secretarul general adjunct al NATO, Alexander Vershbow. Exercises like this one embody the transatlantic bond that exists between Europe and North America and the commitment of the NATO alliance to uphold the security and the integrity of all NATO allies. But the American pilot can teach you a great deal about the F-16. And as we continue to rotate United States Air Force and United States Air National Guard units through Romania, that is exactly what we intend to do. We plan to teach you everything we know about this fighting platform so that when we deploy together, the United States and Romania, there is little to no difference between our capabilities. La exercițiul de la Câmpia Turzii participă 200 de militari români cu 6 avioane MiG-21 Lancer și 3 elicoptere IAR-330 Puma. Americanii din Garda Națională Alabama au venit cu 200 de piloți și tehnicieni și 8 avioane F-16. Exercițiul româno-american va dura în jur de 2 săptămâni. La sfârșitul lunii, cei 200 de militari americani vor pleca acasă, în Alabama, din baza Câmpia Turzii pentru Telejurnal, Adelin Petrișor și Romeo Stancu. Thank you.
din Aeroportul Internațional Cluj-Napoca, Luminița Purdea-Cotuțiu, împreună cu domnul capitan comandor Daniel Lușcă, comandantul detașamentului de zbor din cadrul Unității Speciale de Aviație Cluj-Napoca. Bună ziua! Bună ziua! Bine, cum este? Bine ați venit! Cum este să fii aviator? Este foarte bine, dar depinde din ce parte priviți. Păi, din punctul dumneavoastră de vedere. Aviatorii... Cum este viața de aviator? Este frumoasă, plină de... Adrenalină. Adrenalină. Așa. Și în care trebuie să-ți ții în frâu surprizele care apar. De când operează în subordinea Ministerului Afacerilor Interne această unitate? Dacă vă referiți la unitatea specială de aviație. Unitatea specială de aviație, care a purtat de-a lungul timpului alt nume, este drept. Dacă vă referiți la cea de la Cluj-Napoca? Nu, prima dată să ne referim pe plan oară național. A apărut în cadrul Ministerului de Interne în decembrie 1948, 20 decembrie. Atunci a fost înființată o unitate subordonată direct Ministerului de Interne, pe lângă celelalte forțe aeriene ale, să zicem, ale armatei. De ce a fost înființată? Pentru că s-a simțit nevoia unei sprijin mai puternic al ordinii publice legată de acțiunile Ministerului de Interne. Unitatea Specială de Aviație a Ministerului de Interne poate duce acțiuni separate de cele ale celorlalte forțe aeriene. Și anume? De exemplu, noi putem oferi sprijin celorlalte forțe din cadrul Ministerului de Interne prin cercetare aeriană, transport trupe, transport umanitar, transport de materiale, supravegherea frontierelor, misiuni umanitare în cooperare cu SMURD-ul, pentru că piloții Inspectoratului General de Aviație, care și Unitatea Specială de Aviație este subordonată, sprijină acest serviciu. Așa. Și nu în ultimul rând am fost invitați de către agenții externe, în special Frontex, pentru ducerea unor misiuni în sprijinul acestei agenții. Ei, și acum să revenim la Cluj, da? De când a fost înființată unitatea la Cluj? La Cluj a fost înființată prin ordinul Ministerului de Interne în 1 mai 2008, Unitatea Specială de Aviație, alături de celelalte unități speciale teritoriale. Ce, vă rog, mai vreau să zic și ce? Vreau să spun că noi, Unitatea Specială de Aviație Cluj-Napoca, suntem, să zicem, forța aeriană a Ministerului de Interne din zona de nord-vest, de aici, a țării, zona Ardealului. Ce dotare aveți? Dotarea... Ce aparată de zbor aveți? Deci, în prezent, la Unitatea Specială de Aviație operează un elicopter Mi-17, dar la nevoie se poate suplimenta cu alte aeronave din cadrul inspectoratului, printre care ar fi EC-135, cea mai nouă achiziție, plus două avioane umanitare care tot noi le operăm, Ministerul de Interne. Am prezentat în luna august, tot la Transilvania la zi, misiunile pe care le-ați îndeplinit pentru stingerea incendiilor de pădure din zona de munte și a județului Cluj, dar și în alte zone din Transilvania. Da, am avut... Anul a debutat altfel, a debutat așa, dacă niște... să luăm misiunile pe care le-ați avut în acest an. Exerciții de antrenament au fost făcute în zona județelor Harghita și Covasna, cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență din zonele respective, dar după acel antrenament s-a dovedit folositor pentru că am intervenit în zona Măgură-Cătău, la stingerea incendiilor, în zona Hațegului și a Hunedoarei, zona Hunedoarei, tot în zona montană, greu accesibilă pentru celelalte forțe. Și răspunsul și rezultatele au fost favorabile pentru noi și pentru ceilalți. De asemenea, ați îndeplinit foarte multe misiuni umanitare. Da, alături de elicopterele dedicate SMURD-ului și elicopterele celelalte ale Ministerului de Interne, implicit cel care este acum pe Cluj, a participat în operațiuni umanitare în sensul că s-au transportat echipele pentru transplant organe și inclusiv a organelor în regim de siguranță și rapiditate pentru utilizarea lor
unde a trebuit. La câte misiuni ați participat dumneavoastră? Eu la câte misiuni am participat? Anul acesta. Că dacă este să o luăm de la început, cred că nu vă mai aduceți aminte. Anul acesta... Și câte grele au fost? Și ce implică acest lucru? Nu pot să vă spun la câte, au fost multe. Deci au fost de la misiuni umanitare, salvare de vieți, la misiuni de stingere a incendiului. Eu n-am participat la transplant de organe, dar au fost colegii mei. Și la misiuni de salvare și evacuare montană. Și o misiune, am participat și la o misiune Frontex. Care a fost cea mai grea misiune pentru dumneavoastră? Depinde de greutatea, adică greutatea în sensul... De condiții de zbor, condițiile de ore, de zbor, nu. Distanță... Misiunile de... pe care le facem noi, în general, nu sunt preplanificate. Deci noi suntem unitate operativă. În momentul în care e solicitat, timpul relativ este scurt, în care trebuie să-ți pregătești misiunea, să afli condițiile în care trebuie să lucrezi și, efectiv, să o execuți. Și acolo depinde de pregătirea, de experiența pe care o ai... Și fiecare misiune nu e una la fel ca cealaltă, deci diferă total. Pentru mine, ca noutate, a fost o misiune care a fost la Frontex, în sprijinul agenției, pentru că a avut un caracter de noutate și a trebuit să lucrăm cu partenerii noștri externi. Și nu e același lucru când ești la tine acasă și trebuie să respecti și regulile lor pe lângă acestea. Sunt diferite cu multe ale noastre? Nu sunt, dar trebuie să ții cont de mult mai multe lucruri. Și acolo, pe lângă faptul că lucrezi cu aviația, cu turnul, cu organele civile, lucrezi și cu navele de la sol și cu trupele terestre pentru alertarea lor, identificarea țintei, mă rog, în cazul nostru, naufragiaților sau care era. Și la fel, niște misiuni foarte grele care sunt la noi în România sunt cele cu salvamontul și căutare-salvare în zona montană. Pentru că este mult, noi le simplificăm timpii. Ideea este că pentru a identifica locul unei eventuale victime este foarte greu. Și trebuie neapărat să cooperezi cu ei. Referitor la o astfel de acțiune, da, facem referire la tragedia din Apuseni. Ați fost solicitați? În tragedia de la Apuseni am fost solicitați. Eram de serviciu în ziua respectivă la Smurt. Dar din cauza condițiilor meteo au ajuns echipajele în zona accidentului, dar venea noaptea, era o zonă în care apăruse ceața deja și au trebuit să se întoarcă, fără să poată face prea mult lucru atunci. Și au continuat totuși căutarea și în au căutat căutarea, zile? Au rămas în zonă până li s-a terminat rezerva de combustibil și au trebuit să revină la bază. Când nu sunteți în misiuni, bănuiesc că nu stați, ci vă pregătiți pentru zbor. Da. Ce implică aceasta? Pregătirea noastră în teoretică, deci implică parte de pregătire teoretică, parte de pregătire practică la sol, pentru cunoașterea aeronavei, pentru cunoașterea procedurilor de operare pe care le avem și trebuie să le punem în aplicare și pregătirea noastră personală, în primul rând, ca militar, pentru că noi, în primul rând, suntem militari. Câți militari are unitatea din Cluj? Unitatea din Cluj, în momentul de față, sunt 42 de persoane încadrate. Dar, cum am spus, unitățile cooperează între ele. Și ca echipaje, și ca echipe tehnice, și așa mai departe. Pentru că din 42 de persoane, câți sunt piloți? Avem 7 piloți, avem 7 tehnici de aviație și aparat și alt personal auxiliar de sprijin. Pentru că v-am spus, în aviație zboară unul, dar în sprijinul lui, în spatele lui, e o armată întreagă. Cu siguranță. Am schimbat câteva cuvinte cu domnul comandor Buzenchi și îmi spunea că dânsul a fost instructorul de zbor al comandantului Ioan Crețu. Da. A fost instructorul lui în vechea unitate care a avut, mă rog, sediu pe aeroportul Cluj-Napoca și ulterior sunt mulți elevi de-ai domnului comandor Buzenchi, care am vorbit și cu ei în seara asta, transmit felicitări. Și, într-adevăr, Clujul a dat
mulți piloți, mulți tehnici, ingineri, care unii mai activează încă din vechea unitate de la Cluj. Meteorologi, centru operațional și, v-am spus, în spatele celor care zboară pe aeronave sunt mai mulți oameni, nu numai piloți. Vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat să stați de vorbă cu noi astăzi, aici, în acest cadru deosebit. Și sper să ne invitați când o să mai aveți misiuni, să vă vedem la fața locului cum interveniți. Mulțumim și plăcerea este și de partea noastră pentru invitația pe care ne-ați făcut-o. În continuare, doamnelor și domnilor, vă propun să aflăm mai multe despre Asociația Română pentru Propaganda și Istoria Aviației Cluj. Am avut plăcerea să fiu invitat să fiu membru fondator al ARPIEI Cluj și sunt alături de aviatorii, nu numai de aici, din toată țara, oricând este nevoie. ARPIA Cluj este condusă cu o mână hotărâtă, n-aș putea spune foarte sau mai puțin fermă, dar hotărâtă, de către capitanul comandor în rezervă, Laurențiu Buzenchi, care are în vedere o serie întreagă de proiecte de realizat. Este vorba de punerea în valoare a mormântului Smaraldei Brăescu, este vorba de un monument al aviatorilor și sunt sigur că le va realiza. Desigur, va avea nevoie și de puțin mai mult sprijin local. Această expoziție organizată în incinta Universității Babeș-Bolyai de aici din Cluj a fost tot inițiativa lui și pentru mai mult de jumătate de an, perseverent, pas cu pas, a ajuns la realizarea acestei expoziții. Aniversarea zborului meu este un eveniment, într-adevăr. Este un eveniment deocamdată unic, dar mi-aș dori din toată inima să am succesori și să merg să-i prezint eu în fața altora ca pe al doilea, al treilea, al patrulea cosmonaut român. Organizație fondată în anul 2013 și care și-a propus încă de la început acțiuni pentru informarea și dezvoltarea cunoștințelor despre aeronautica națională și mondială, propaganda și organizarea manifestărilor ce privesc istoria și tradițiile, cultura și arta zborului, promovarea aviației și susținerea imaginii forțelor aeriene române. Am reușit să organizăm această expoziție care se numește Primul Român în Cosmos și care împreună cu Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, cu implicarea directă a Facultății de Știință și Ingineria Mediului Cluj, am organizat această expoziție foarte interesantă pe 5 capitole cu activitatea de zbor, pregătire, zbor, după zbor, relația deosebită pe care a avut-o domnul general cu Hermann Oberth, este un capitol, iar ultimul capitol, acea personalitate polivalentă care este dumnealui ilustrată în imagini. Este emoționant pentru noi și pentru toată lumea o participare atât de numeroasă la o manifestare care, vă spun, multe zile și nopți am lucrat, asta și pentru că complexitatea personalității, să o rezum, în 83 de fotografii și 3 postere, este destul de dificil. Am avut la dispoziție peste 300 de poze, să faci o selecție. Bine, selecția am realizat-o împreună cu dumnealui. Spațiul de expoziție este relativ limitat, așa încât am trecut peste aceste dificultăți și am fost deosebit de onorat pentru faptul că mi s-a acordat cinstea de a modera acest vernisaj. Alături de mine se află din nou vicepreședintele Consiliului Județean, domnul Vacar Ișvan, domnul capitan comandor de aviație în rezervă Laurențiu Buzenchi, președintele Asociației Române pentru Propaganda și Istoria Aviației Cluj și Iuliu Dârjan, vicepreședintele ARPIA Cluj. Vă salut! Bună seara! Bună seara! Sărămâna, bună seara! Domnule Dârjan, sunteți descendent din familia celebrului aviator clujan, Traian Dârjan? Sau este doar o coincidență de nume? Coincidență de nume și mă bucur să mă aflu în emisiunea dumneavoastră și alături de colegii mei aici,
care reprezintă Asociația Română pentru Promovarea Aviației, în calitate de vicepreședinte și totodată în calitate de supervisor de trafic, coordonatorul traficului la turnul de control din cadrul aeroportului Cluj. Domnule Buzanchi, ați organizat anul acesta, ați fost foarte activi, ați organizat mai multe expoziții, așa cum ați pomenit și dumneavoastră, am văzut înaintea expoziția din cadrul Universității Babeș-Bolyai. Ei bine, ce alte evenimente ați mai organizat? S-a menționat în materialul anterior faptul că ne-am înființat în 2013, dar practic noi suntem continuatorii Asociației Române pentru Propaganda Aviației, care s-a înființat în 1927 la Cluj și ne bucurăm că avem o asemenea tradiție. Am organizat anul acesta dezvelirea plăcii comemorative a 70 de ani de la trecerea în escadrila din ceruri a lui Traian Drăjan, pe socul bustului din incinta aeroclubului Traian Drăjan din Cluj. Am avut aici... Trebuie să spunem că Traian Drăjan s-a născut aici, în cartierul Someșeni. Este rău, da? Clujan, din Cluj-Napoca. Da. Ultima victimă aeriană, ultimul pilot care s-a înălțat la ceruri din aviația românească, la Zvolen, pe 25 februarie 1945. Am organizat și o altă expoziție aici, pe care am menționat-o, Aviația Română Contemporană. Am participat la sesiuni de comunicări științifice, am ținut prelegeri cu diferite prilejuri și iată acum istoria aeronauticii din Transilvania, care este un argument, cred eu, solid pentru înființarea acelui muzeu pe care ne dorim. Pentru realizarea acestor evenimente ați cerut și sprijinul autorităților locale, județene? Cu ce răspuns? În general ne-am descurcat singuri. Cu Aeroclubul României am organizat la Aeroclubul de la Dezmir dezvelirea plăcii comemorative. La Universitatea Babeș-Bolyai ne-a sprijinit în prezentarea expoziției Primul Român în Cosmos, cu ajutorul Aeroportului Internațional Avramiancu din Cluj, cele două expoziții, și cea de față și cea anterioară. Deci, în mod indirect, implicarea a fost și a Consiliului Județean. Colaborăm foarte bine cu Biblioteca Județeană, unde intenționăm anul viitor, în martie, să organizăm o expoziție de fotografie și machete pentru aniversarea celor 110 ani de la zborul de la Montesson al lui Traian Vuia, pomenit mai devreme. Pe 2 octombrie intenționăm să dezvelim monumentul închinat Smarand Ebrescu în cimitirul central din Cluj. Vom organiza și simpozioane. Prilejul aniversării a 85 de ani să împlinesc. Da, de la recordul european masculin și feminin de la saltul cu parașuta 6.000 de metri. Și mondial feminin în același timp. În România s-a stabilit acest record, care a fost omologat. Apoi vrem să organizăm o serie de simpozioane pe teme de aviație și ne dorim foarte mult, și mă folosesc de acest prilej care mi-l oferiți dumneavoastră, să se includă în festivalul TIF o secție de aviație. O secție de aviație, filme documentare, filme artistice de aviație. Eu cred că este binevenit o asemenea inițiativă și dacă organizatorii acceptă, noi am fi extrem de încântați să putem colabora pe această temă. Și de asemenea, trebuie să profitați de această ocazie atunci când vine vorba de planul legat de Muzeul Național, nu, al Aeronauticii din Transilvania. Face referire colegul meu, da. Că profită de ocazia că aici domnul vicepreședinte. Exact, îl avem alături pe domnul vicepreședinte. Pe care îl considerăm un membru deja de-al nostru și prieten, așa ne-a primit și așa s-a angajat să ne dea tot sprijinul. Și eu cel puțin așa am simțit că a prins deja o dragoste de acest obiectiv care noi ne l-am propus, Muzeul Aviației la Cluj. Așa să fie, domnule vicepreședinte. Am avut o frumoasă dimineață din această toamnă, când ce poetic ați început. Dintr-o lipsă de comunicare, n-am știut pe cine voi primi. Și au venit, mi-au ocupat biroul, foarte mulți oameni inimoși, biroul meu fiind destul de mic, de-abia am cam încăput,
dar în loc mic în cap, oamenii destul de mulți, dacă sunt cum se cade. Ce-am pățit eu atunci? M-am lipsit. Acești domni, care acum vorbesc foarte discret, foarte cumpătat, foarte frumos. Atunci erau foarte vehemenți, bănuiesc, nu? Nu, nu. Erau extrem de convingători și extrem de pasionați. Această pasiune undeva este foarte ușor de simțit când ești aproape de ei. Sunt sigur că și telespectatorii simt această pasiune, dar sigur nu este aceeași ca și când erau acolo la 1, 2, 3 metri lângă mine. Și planul este destul de simplu. Noi avem muzee în subordinea Consiliului Județean, în coordonarea. Subordinea este așa un cuvânt mai interesant. Și am avut care o discuție. Muzeul etnografic este la cel la care ne gândim. Muzeul și am și avut discuții cu domnul director al Muzeului Etnografic, urmând ca dumnealui împreună cu comisia dumnealui de administrație și cei care hotărăsc în cadrul artistic al acestui muzeu să facă o propunere, și treaba mea din această pasiune care m-a lipsit este să reușesc în continuare acestui pas să conving colegii. Până acum nu ați reușit, că totuși din toamnă până n-au fost în prezent concreți. Au trecut 3 luni, puteați să propuneți, nu? Toamna era târzie deja, nu. Cred că de o lună jumate aproximativ sau 2 luni maxim, dacă ne-am întâlnit. Din păcate este atât de complicat multe să se facă un proiect de hotărâre? Din păcate sunt multe bulversări ale sistemelor, dar nu cred că este cazul în acest moment. Nu, l-am prezentat în emisiunea anterioară. L-ați prezentat, da. Știu. Nu este că o să discutăm despre acestea. Noi trebuie acum, când iarna toată lumea stă frumos la gura sobei și își face planurile pentru anul viitor, noi în buget să ne cuprindem acea sumă pentru care am putea să facem atât o secțiune de muzeu în aer liber, care este foarte important, și vedem la toate aeroporturile mari din Europa și ne bucurăm, vedem copiii cum se duc în colonați și văd avioanele. Știu și eu, am copil de 10 ani și știu că îi plac foarte mult. Și în afară de asta să avem și muzeu permanent interior, poate în acest areal sau în prima fază, sigur numai în acest areal, dar în continuare poate să găsim o formulă în care să fie separat un muzeu strict al aviației. Deocamdată ar funcționa ca și o filială sau ca și o parte a Muzeului Etnografic, dar în continuare va putea fi chiar independent. Și unde v-ați gândit să fie o secțiune în aer liber a Muzeului Aviației? Tot aici, în zona aeroportului, sunt discuții. Ar fi și alte spații, dar zona aeroportului are acest specific. Când vine cineva la aeroport, atunci asta dorește să vadă. În acea celebră săptămână de școală, altfel, aproape toate școlile se perindă pe la aeroport. Și copiii văd tot ce înseamnă, știu eu, aviație modernă sau ce se poate arăta în acel moment, dar istoria ar putea învăța din aceste machete, din aceste prezentări, din acest muzeu pe care trebuie să-l facem. Bun, această expoziție va rămâne aici, la Aeroportul Internațional Cluj-Napoca, până în februarie, da, până la sfârșitul până la lunii februarie, da. După care poate vă mobilizați până atunci. Poate reușim și găsim o formulă permanentă. Dacă îmi permiteți, s-au inițiat și sunt două hotărâri ale Consiliului Județean Cluj. Unul în decembrie 2013, de începerea demersurilor pentru înființarea acestui muzeu și ridicarea monumentului închinat în scadele din ceruri. În luna ianuarie 2014, o altă hotărâre a Consiliului Județean de asociere a Asociației Române pentru Propaganda și Istoria Aeronauticii Cluj cu Consiliul Județean pe cele două proiecte. Ce s-a întâmplat cu ele? Din păcate, au fost respinse? Această... Nu, au fost promovate? Nu, s-au luat cu unanimitate de voturi. Așa. Și asta cu sprijinul nemijlocit și a domnului vicepreședinte și a fruntașilor politici care au considerat doar că este... Doar nu a fost pus în fapt. Problema este această mobilitate, cu ghilimele de rigoare, la conducerea Consiliului Județean, a determinat frânarea acestei inițiative. Din punctul nostru de vedere, noi avem niște propuneri concrete. Am discutat cu domnul director general. Dar, domnule, ce implica acest lucru? Deci ce trebuiau să facă autoritățile județene? Fiindcă dumneavoastră vreți să realizați acest muzeu pe bani europeni, da? Se spune și asta, că... Da. Da, și se pot finanța 100% cu bani europeni. La momentul respectiv, noi am considerat că
ar fi bine să înființăm un muzeu, dar din punctul de vedere al documentelor și a reglementărilor este atât de dificil. Am intrat în posesia acestor informații de la Ministerul Culturii, încât este aproape imposibil să îndeplinești toate aceste condiții. Și atunci... Bun, ca muzeu de sine stătător, da? Da. Dar după în această situație să intrați în subordinea muzeului etnografic? În cazul muzeului etnografic, această filială, dacă... cu sprijinul Consiliului Județean, sigur că este mult mai ușor de realizat decât, așa cum v-a arătat domnul Buzenchi, de la Ministerul Culturii răspunsurile au fost mult mai... Asta o serie ridicat. De termene legale pe care trebuie să le îndeplinească un muzeu nou care ar intra în subordinea atât sau a Consiliului Județean sau direct a Ministerului. Dar fiind o filială, o parte a unui muzeu existent, este... mult mai simplu, dar în acest moment acel muzeu cu care putem noi face acea colaborare are un alt specific. Nu este muzeul aeronautic, este muzeul etnografic. Bun. Și noi aici avem în acest moment discuția în cadrul acestui muzeu de tip etnografic care are specificațiile lui, să construim de la zero această filială. Și o vom face. Dumnealor vor fi... Aveți speranță? Se va întâmpla în 2016? Se va întâmpla până la săptămâna altfel? Un răspuns scurt. Eu tare sper ca să avem până la săptămâna altfel, cel puțin această parte de istorie a aeronauticii românești transilvanii, pe care eu consider că trebuie învățată de către fiecare elev, că avem cu ce ne mândri. Trebuie să încheiem. Domnul Buzenchi, permite să vă spun foarte scurt că acest obiectiv, dacă se va realiza, și sperăm, bineînțeles, așa cum a arătat domnul vicepreședinte, și în contextul a ceea ce ați prezentat în prima parte a emisiunii cu dezvoltarea aeroportului, ca un corolar vine și noul turn de control, care va fi realizat, construit și finizat de către Romanța. Încheiem emisiunea în acest caracter optimist. Vă mulțumesc foarte mult! Punem punct aici ediției de astăzi a emisiunii Transilvania la zi. Sunt Luminița Purdea Cotuțiu și vreau să vă adresez urarea aviatorilor înainte de decolare. Să aveți cer senin!